Salut și bine ai venit la un nou episod. Astăzi o să facem un clip de prezentare al parcului Herăstrău cu o dronă, cu drona Spark. Alături de mine este Costin. Salut! Facem un clip de prezentare pentru Herăstrău pentru a arăta ce pot să filmez cu Spark. Noi suntem pasionați de drone, tehnologie, camere de acțiune, sport. Asta e una, mai una. Ți arătăm și ce accesorii poți să folosești cu drona Spark, evident cele care vin în cutia ei, dar am adus și niște filtre speciale, sunt filtre ND și depolarizare. Cu ajutorul filtrelor poți să obții o imagine foarte bună. Eu personal folosesc filtrele ND pentru a păstra o filmare cinematică. Asta poți să faci atunci când shutter speed-ul este dublu frame-urilor cu care filmezi. Iar dacă o să încercați să zburați cu o dronă spre soare sau să ridicați camera spre soare, cu siguranță imaginea nu o să fie reușită orice ați face din setările dronei și ale camerei. Puteți să vă jucați cu ISO oricât ați vrea. Da. Singura speranță de a remedia imaginea e cu ajutorul unor filtre special concepute care vor să vă ajute să diminueze efectul de intensitate a luminii. Că mai e puțin și vine iarna. Iarna e și mai complicat dacă zbor și peste tot este alb, avem zăpadă evident, atunci clar îți trebuie filtre, altfel nu o să poți să prinzi absolut nimic. 4 filtre. Ce sunt fiecare? Explicăm un pic. Asta este CPL, asta e depolarizare. Da. Nu? Da. Depolarizare. ND4, ND8 și mai trebuiau, mai sunt ND-uri în funcție de intensitatea luminii. Acum, ele sunt din ce în ce mai deschise sau mai închise. Acum, fiind foarte soare, aș recomanda să folosim un ND8. Sincer, eu aș fi folosit un ND16 dacă aveam la îndemână. Absolut, absolut. Dar hai să punem un ND8, arată cum se pune pe dronă. Pe dronă. Aici e gimbalul, da? Camera trebuie să fie oprită, foarte așa. Important, altfel o să te lupți cu gimbalul într-o și parte și în alta. Poți să-l strici 100%. Da, și poți să-l decalibrezi sau să-i faci diverse chestii. Te ajut cu ceva, hai să-ți țin eu trusa. Iar filtrele se pun destul de ușor, trebuie să ai puțină grijă să nu pui mâna. Dacă țin eu asta. Să nu pui mâna pe lentile. Da, trebuie să ai o cărpiță mică, o cu cărpiță. Care să cureți. Pac, și s-a aplicat așa repede? Da. Deci pe o mască. Ceva de genul. Da. Și este o dronă mai inteligentă acum. Da, avem calitatea imaginii mult mai bună. Hai. Hai să vedem ce este. Acum o să decolez și o să și filmez în timp ce decolez. Vom folosi un mod acum special. Acum folosim un mod automat, drona zboară singură cu spatele și după aia se va întoarce înapoi. Stop! Am oprit-o eu. Pentru că nu mai vedeam unde se duce. Bun, aici avem o statuie foarte frumoasă și vrem să apară în clipul nostru de prezentare. Acum vom face o ridicare foarte frumoasă ca să putem să vedem și noi lacul. În a doua parte a episodului ne-am mutat un pic mai încolo ca să prindem și alte imagini din alte locuri cu drona. Au trecut cam cât? 30-40 de minute, mai avem 20 de minute să terminăm filmarea de astăzi. Un lucru foarte important este dacă vrei să vezi ce am filmat și ce am montat astăzi, uite-te în linkul din descriere. Costin, ești pregătit? Absolut. Acolo este lacul și putem să filmăm un pic și pe lac cu drona. Sper să fie totul rapid și frumos ca să terminăm la timp. Asta a fost un episod, uite în link ca să vezi montajul filmat astăzi. Astea sunt filtrele, asta e cutia cu filtre. Pot să zic că ajută pentru a lua o imagine mai bună cu Spark-ul. Este un fel de pro tip, adică dacă vrei să treci de a fi amator și vrei să filmezi, să faci ceva cu filmările astea, poți să folosești filtrele. Cam asta a fost, dacă ți-a plăcut scrie în comentariu ceva. Până data viitoare, pa!